Minge recuperata, Nistor scuote il pallone in un'altra zona libera, quello è Steliano Filip, Nicușor Bancu, Vines ajute, Steliano Filip centrează, foarte bună centrare, Nemeț, 1-0! Deschidere rapidă de scor, minutul 5, Adam Nemeț punctează și viața lui Dinamo devine mai ușoară odată cu marcarea acestui gol. Superbă incursiunea lui Steliano Filip, la fel și pasa către Nemeț, au stat cam departe fundașii Craiovei. Nemeț a preluat și apoi a înscris cu o execuție sigură. Iată aici pasa lui Nistor, acum pasa lui Nistor, sprintează Steliano Filip, vine Nicușor Bancu să-l oprească, Filip nu mai stă pe gânduri și centrează, pasează mai bine zis, foarte bine. Acolo sunt Briceag și Chelici care nu pot nu-l pot opri pe Nemeț. Surprinsă din nou apărarea Craiovei, este Hanca la balon, Antun Palic demarcat în flancul drept, primește acum, trimite în fața porții și este gol, 2-0, din nou Nemeț. Dubla slovacului, dacă nu cumva, mingea a fost atinsă și de un jucător de la CSU. Adam Nemeț înscrie al șaptelea său gol pentru Dinamo și în acest moment este golgheterul echipei. Dar ce contează cel mai mult este că, iată, Dinamo are un start perfect și după mai puțin de un sfert de oră are 2-0. Cred că Ișvan Kovaș l-a întrebat dacă el a dat golul sau vreun adversar. Nu este offside. E posibil ca Popov să fie cel cu golul. Gustavo, minge oprită de Ivan, transversala lui Ivan, Băluță trage încă o bară, incredibil, ce fază frumoasă, excelentă execuția lui Ivan, în special execuția lui Ivan a fost absolut remarcabilă. Bancu recuperează o minge din piciorul lui Nistor, Bancu pentru Măzărache, Măzărache din prima, Băluță în fața porții, bară din nou! Craiova, urmărită de un ghinion blestemat. Trei bare, incredibil, într-un interval de 10 secunde. Un ricoșeu favorabil Craiovei și este penalti pentru faultul asupra lui Gustavo. Dinamo este cea mai penalizată echipă din Liga 1. Da, Nedălcearu pune piciorul la această pătrundere impetoasă a lui Gustavo, pune piciorul și îl agață pe jucătorul brazilian. Penalti pentru Craiova, este al 10-lea penalti împotriva lui Dinamo. Penedo ghicește colțul, da, Gustavo pleacă din poziție regulamentară. Bine făcut stop cadrul, dar prost bătut penaltiul de Ivan. Nici tare, nici pe colț. Ba da, tare cred că a fost, dar insuficient de bine plasat.